Sunt aranjată și pregătită. Mă îndrept către Timișoara, către showroom-ul Jaguar mai precis, pentru că acolo se desfășoară astăzi evenimentul Firegină pentru o zi organizat de Cardinalia. Eu o să fiu implicată pe zona de foto și numai bine ne bucurăm că avem și timp să facem și vlog ca să împărtășesc cu voi și această experiență și backstage-ul care nici nu știu cum arată în situația de față, pentru că suntem literalmente într-un showroom cu mașini. Nu știu cum au așezat mașinile, dacă au lăsat mașinile în showroom, ce-ar fi super mișto, pentru că mi-am luat o ținută drăguță așa pentru zi, poate reușesc să-mi fac și mie niște content, că 100% avem timp, dar am și o ținută separat pregătită pentru diseară, pentru eveniment în sine. Chiar dacă sunt fotograf, sunt genul ăla de fotograf care îmi place cumva să respecte tematica evenimentului, așa că mi-am luat o ținută elegantă pentru diseară. Am ajuns la locație, fetele sunt înăuntru la machiaj și păr. Mă plimb și eu pe lângă ele, le mai fac poze, le mai fac niște clipuri din acest proces. Aici încă urmează să se întâmple ceea ce înseamnă podium, încă nu sunt puse luminile și toate cele, dar odată ce sunt puse și luminile, o să pot să fac exactitate unde mă plasez eu, pe unde o să umble, cum se vede, îmi reglez camera și toate cele în funcție de asta, dar până atunci e toată lumea chill pe aici. Am schimbat în ținuta pentru seară, pentru eveniment. E aproape ora 6, show începe la ora 8 aproximativ, așa că m-am îmbrăcat de acum ca să fiu pregătită, să știu că nu încurc pe nimeni mai târziu și în principiu sunt destul de simplă. Bună!
Cardinal. Sunt Adina Cotigăl și sunt fondatoarea Cardinalia, modele în viață, modele pe podium. Cardinalia aduce în fața dumneavoastră femei peste 35 de ani, frumoase, femei din diferite domenii, care și-au dorit să arate că pot defila pe un podium de keto așa cum o fac și în viață. Cardinalia s-a născut din pasiunea mea pentru modeling, pe care o am din liceu, iar la o vârstă onorabilă, să spun 45 de ani, am îndrăznit să devin model profesionist, o vârstă la care majoritatea modelelor își încheie cariera. Suntem aici la showroom Land Rover Jaguar, pentru că astă seară, 17 mai, la ora 20, are loc ediția 3-a show-ului Cardinalia, Fi regină pentru o zi, în care veți vedea 25 de modele din toată țara defilând printre mașinile acestea superbe. Ada Erica este asistent universitar la Universitatea de Vest și în curs de pregătire pentru a deveni profesor universitar. Este în același timp profesor pentru copii, adolescenți și adulți care se pregătesc pentru examenele Cambridge. Erica e pasionată de muzică și modeling de la 13 ani, iar intrarea în Cardinalia îi oferă nu doar șansa de a-și urma pasiunea pentru modă, ci și oportunitatea de a cunoaște oameni creativi și frumoși. Cea de-a doua regină este Anca Ștefania, vine din Brăila, are un copil în vârstă de 13 ani, este antreprenor în domeniul beauty de 7 ani, mai exact este tehnician dermopigmentist. Economist de profesie, a ales o viață dinamică, a lucrat chiar și în televiziune. Și cum este o femeie care iubește moda, a spus da provocării de a străluci pe scenă. Cristina Chiripuci este fică, soră, mamă, avocat de meserie și antreprenor. Ea a defilat deja pentru Cătălin Botezatu și Agnes Toma, a apărut în videoclipuri și reclame, iar dacă v-ați uitat la Șef la cuțite, sunt șanse mari să o fi văzut acolo. Cristina mai este cunoscută și ca Mariposa, așa cum se numește propriul ei magazin de dulciuri. Melania Farcaș, licențiată în filozofie și jurnalism, a lucrat atât la radio cât și în televiziune, iar acum administrează două afaceri independente, rochierajul în asigurări și dermopigmentare. Este mama a două fete superbe care se mândresc cu mama lor și care o susțin în tot ceea ce își propune. Claudia Ardeleanu s-a alăturat comunității Cardinalia de la prima ediție, când a și defilat pe podium, este absolventă de științe economice, a devenit controlor de trafic aerian și instructor în aviația civilă. Înconjurată mereu de bărbați, a încercat să țină pasul cu aceștia, înscriindu-se la competiții de mountain bike, echitație, dar a rămas în energia feminină prin studiul muzicii, dansului și modelingului. Anca Ghinea este o altă regină a acestei seri, cu o carieră de peste 25 de ani în lumea creativității. Anca a publicat cu succes prima carte scrisă de un autor român dedicat acestei zone a creației, Creatori în acțiune, ghid de creativitate. Este content creator, are un podcast, autoarea evenimentelor transformatorii pentru antreprenori creatori, speaker și mamă de gemeni. Paula Derban este medic-dentist și cea mai mare parte a timpului și o dedică profesiei și fetiței de 8 ani. De altfel, pasiunea fetiței ei pentru modă și vestimentația a determinat-o să pășească în comunitatea Cardinalia. Iată cum uneori avem de învățat de la copiii noștri. Diana Găucă, una dintre reginele căreia lumea jurnalismului cultural radio i-a oferit ocazia să cunoască oameni din domenii diverse, modele pentru cei din jur. Diana este prezentator de evenimente, profesor psihopedagog și lucrează cu copiii cu dizabilități. Spre bucuria Dianei, în această seară în public se află o fostă elevă cu problemă de vedere, profesoară la rândul ei, însoțită de familie. Ana Maria Gajdo a terminat cursurile de asistent medical generalist și, deși nu e o meserie ușoară, dorește să profeseze într-un spital de stat, pentru că România are nevoie de oameni responsabili, sensibili și curajoși, așa cum este Ana Maria. Camelia Marcu este din Târgu Jiu, dar de 7 ani locuiește aici, în Timișoara.
Are o fată de 23 de ani și la 43 de ani a devenit din nou mama unui băiețel care are acum 3 ani. E pasionată de gătit. Recent a fost la Chef la Cuțite ca influencer pasionat de gătit. Toată Timișoara o cunoaște, nu? Suzana Raichi s-a născut la Reșița, a studiat aici în Timișoara, a trăit în Austria și Germania, dar s-a întors în România și în prezent locuiește în Galați. Suzana este femeie de afaceri, conduce școala îngrijitoarelor și centrul de zi și de joacă Ariel, este un spirit întreprinzător, a înființat proiectul și programul de viață de mamă, un nou stil de viață atât la nivelul orașului Galați, cât și în satele din județ. Este și mama a 3 băieți. Irina Stoian este născută și crescută în București, într-o familie de medici, a urmat tradiția familiei, astfel că Irina este medic doctorant dedicat și mama unui adolescent minunat cu care face cea mai bună echipă. Adoră să se îngrijească de sine, de corpul său, dar și de propriul suflet, reinventându-se periodic. Irina este în comunitatea Cardinalia de la prima ediție, iar în seara asta strălucește din nou ca o regină. Cea de-a 13-a regina serii este o fată de nota 10 din Constanța. Lucrează în București, într-una dintre cele mai cunoscute multinaționale, este specialistă în marketing. Irina este pentru prima dată pe podium, mereu cu zâmbetul pe buze, indiferent de greutăți. Este genul de om pe care îți doresc să-l ai mereu aproape, să mă credeți pe cuvânt. Alexandra Vasile, mândra membra echipei de management a unui cunoscut producător de materiale de construcții, este pasionată de design, fericită soție și viitoare mămică și consideră că frumusețea adevărată vine din interior și nu are vârstă. Perfect de acord, Alexandra. Iasmina Panici adoră pălăriile, șarfele și ținutele clasice, este din Timișoara și lucrează în domeniul achizițiilor în cadrul unei companii multinaționale. Consideră că este foarte important echilibrul între viața personală și profesională. Are un băiat de 9 ani și un soț care o susține în toate. În anii studenției a fost model, iar acum e din nou pe catwalk. Daniela Nimirceag este o brăileancă stabilită în București de peste 30 de ani, mamă, fost model profesionist și la un moment dat chiar imaginea publicitară a cafelei Elita. A lucrat și în televiziune și a apărut în diferite clipuri ale unor artiști cunoscuți de la noi. Este dermopigmentist la o clinică de înfrumusețare, iar în seara aceasta retrăiește cu bucurie emoția defilării pe podium. Adelina Oana Pahonțu, de profesie economist, mamă, crede cu tărie că imposibilul poate fi împărțit oricând în posibilități, iar motoul ei, nu e momentul să te gândești la ceea ce nu ai, gândește-te la ceea ce poți face cu ceea ce ai, cum bine a zis Hemingway. Adelina luptă pentru a-și atinge țelurile și iubește tot ceea ce este frumos, așa că în seara asta e în locul potrivit. Cristina Cristache, one in a million, cum spune și cântecul, asta și datorită nuanței părului ei, îți poți da seama foarte ușor cât e de pasionată de modă. Visul Cristinei este să devină antreprenor, este pasionată nu doar de modă, ci și de design floral interior. Pentru ea fiecare lecție de viață este o călătorie către propria putere interioară. Mâine, ce credeți, o puteți vedea participând la Women Rally, conducând un 4x4. Iar de anul acesta este imaginea unei celebre clinici stomatologice din capitală. Loredana Kovac este o călătoare în lumea energiei feminine, un trainer dedicat descoperirii și exprimării autenticității interioare. Povestea ei de viață este despre curajul de a spune da transformării. Soție și partener a bărbatului potrivit, Loredana a descoperit că viața este frumoasă alături de persoana iubită. Oliviera Bădescu este un model cu experiență după ce timp de 7 ani a defilat pentru case de modă internaționale. A absolvit jurnalismul, a lucrat și în televiziune, are 2 băieți, iar acum este consultant de sănătate holistică și susține oamenii să trăiască mai sănătoși și în armonie în toate aspectele vieții. Oana Florentina Văduva este director de resurse umane experimentat, care și-a descoperit pasiunile pe care le practică cu mult drag. Realizează emisiunea Rubrica de Excelență la A7 TV și colaborează ca fashion stylist cu Metropola TV, unde comentează vestimentația vedetelor din România. Dansează, pictează, scrie poezii și îi place să călătorească. Liliana Sumănaru este o persoană creativă, pasionată de educația non-formală, profesor pentru învățământul primar. Creează și susține ateliere de comunicare, artă și dezvoltare personală pentru copii. Din 2016 organizează în Constanța Ziua Universală a IEI Românești. De altfel este și ambasador la Blues Urma. Derulează acțiuni de voluntariat, este fundraiser pentru Dăruiește Aripi și înotă la Swimathon pentru a ajuta copiii bolnavi de cancer din Dobrogea.
Iar pe Florentina ați auzit-o mai devreme cântând, este licențiată în ingineria și managementul calității, profesează în domeniul financiar bancar și inspiră și motivează oamenii în carierele lor. Are două fiice de care e tare mândră și un soț care o susține în toate, așa că era normal să conducă de la București pentru a fi în această seară aici. E aici, Florentina, da? Viorica Neagu este următoarea regina serii, un caracter puternic, luptătoare, mama doi copii minunați, este producător de știri la un post de televiziune. Vio, așa cum îi spun prietenii, este mereu cu fruntea sus și zâmbetul pe buze, chiar și atunci când a trebuit să lupte cu cancerul. Iar doamnelor și domnilor, următoarea regină este cea de la care a pornit această călătorie minunată în lumea modei pentru femeile care au peste 35 de ani, Adina Cotigă, soție, mamă, femeie de business pe podiumul finanțelor. Vă las să aplaudați! Adina este femeia despre care adeseori te întrebi oare cum de le face pe toate atât de bine. E ferm convinsă de faptul că femeile pot fi modele, indiferent de vârstă, profesie și experiență. Și pentru că mai devreme v-am spus că într-un show de modă admirăm nu doar modelele, ci și designerii, Adina este alături de Andreea Cormier-Vacher și Lavinia Cocu.